Bună seara, bine ați revenit la Ce Știgă România. Simt așa un aer de relaxare între concurenți. Când începe genericul ăsta, începe muzica, intră așa parcă o injecție în noduri, în stomac, așa, nu? Așa da. Este, cunoaștem cu emoțiile. Mă bucur să ne revedem distinsă Cornelia Popescu. Este câștigătoarea noastră din ediția precedentă. O felicităm din nou. A fost o ediție cu totul specială, cu o runda întâi, cum n-ați vrea să vedeți vreodată. Și mă vorbesc cu voi doi. Virgil Florin Ungureanu, al doilea concurent. Salut! Cum vrei să zic, ca să nu ne încurcăm? Că după aia nu știu dacă vorbesc cu mine singur sau... Tot Virgil. Bine. Constantin Stanca este al treilea concurent. Vă doresc succes în această ediție de Câștigă România. Mulțumim. Cornelica, începem? Da. Hai să vedem de unde. Tot din vest? Stai, dragă, ce alegi tu? Suntem în prima rundă. Deja te-ai văzut în a doua rundă. Care vrei să plece? Hai că-i dăm afară, zi. Virgil, Constantin, cine pleacă? Nimeni. Rămânem toți așa aici. Așa sunt ele, care din aici toate. Am avut trei ediții la rând. Așa. Nu știu dacă ați apucat să le vedeți. Două doamne și un domn la mijloc. Două doamne și un domn la mijloc. Toți au plecat acasă. Dar aici e proporția inversă. Hai să vedem. Județul Maramureș, de acolo plecăm chiar acum cu următoarea întrebare pentru Cornelia. Trebuie să ajungem în Arad. Un gospodar înstărit, un mic nobil de țară din Maramureș, era numit Jeler, Răzeș, Nemeș sau Grof? Nemeș. Nemeș, răspuns corect. Așa este. Și Virgil, e rândul tău. Lac glaciar din munții Rodnei, al cărui contur seamănă cu harta României. Lacul Bucura, Iezer, Buhăescu, Capra. Aș merge pe varianta Bucura. Sigur? Da. Final? Da. Iezer este. Bucura e înretezat. Ai grijă pe unde ne aflăm. Și mergem și la Constantin. Turnul combinatului Phoenix Baia Mare este mai înalt decât turnul Eiffel și are 351 de metri, 180, 850 sau 50 de metri, Constantin. Merg pe varianta 180 de metri. Final? Final. Bine. E cam puțin totuși. E mai înalt decât Tur Eiffel, 100 și ceva. 351 de metri este varianta corectă, deși pare foarte mult, da. 351 de metri. Hai să vedem ce face Cornelia, care văd că începe bine. Sălaj. Sălaj, ok. Județul era cunoscut în vremurile de demult drept țara moților Silvaniei de foc bascilor. Silvaniei. Țara pădurilor. Răspuns corect. Silvaniei. Virgil. Da. Nu cu cine vorbesc. Zi-mi cu ce te ocupi tu. Sunt în domeniul aeronautic. Sunt inspector de recepție. Trebuie să-mi explici un pic ce înseamnă asta. Mie îmi place foarte mult domeniul. Sosesc componente de avion, piese de avion. Eu mă ocup de recepția calitativă. Studiez toate documentele ca ele să aibă o trasabilitate, ca acel produs să fie de acolo. Pentru că urmează să fie montate pe aeronavă. Pun o ștampilă, o semnătură și am dat. Deci suntem cumva și la mâna ta. Aș putea spune asta, dar la dreapta cel puțin. Știi că am prieteni cu frică mare de avion, foarte mare. Și nu eu. Cred că și tu. Ba da. Asta mi se pare tare. Serios. Pentru că știi ce se întâmplă acolo, nu? Da. Mulțumim de încurajare. Ideea e că, într-adevăr, ei zic, mă, dar dacă... Unul dintre oamenii care strânge șurubul sau face nu știu ce pe acolo, mă, nu e atent, odată are o zi mai proastă. Are un supervisor în spate care poate are o zi bună. Și atunci... din ce am înțeles eu, mai vorbind așa cu piloții, da. Nu cu stewardese, cu piloții, cu echipajul. Orice avion are trei backup-uri la lucrurile esențiale, la anumite... Da. În principiu. În principiu, da. Bun, stăm mai liniștiți.
Vrei să ieși din județ cu varianta ajutătoare? Nu. Prefer să mai... Atunci, o întrebare din Maramureș. Grigore Leșe, zis și Grigore, al lui Ion Opriș din Stoiceni, este fiul al țării chiuarului Luanei Zarandului Lăpușului. Lăpușului. Lăpușului, răspuns corect. Zarandului de Soarad. Încă n-am ajuns acolo. Luanei, județul Buzău. Tu, la fel, încerci o întrebare din Maramureș sau folosești varianta ajutătoare scoate mai din județ? Încercăm o întrebare. Hai să încercăm, Constantine. Țipțării au fost colonizați la Vișeul de Sus în secolul 18-19 pentru a lucra în domeniul bancar, minier, IT, forestier. Bancar ar fi fost mult prea... Deci eliminăm bancar, IT, între minier și forestier aleg varianta forestier. Zice-se că e o populație de origine germanică din zona Zips. Sau Zips. Forestier, răspuns corect. Cama Cornelia, Selaj. Ea merge Selaj. În... Selaj. Unde? Selaj. Ai fost în Selaj. Am fost. Ai dat și un răspuns corect. În Bihor. Mergem în Bihor. Păi mai clipea Selaj. Dacă vreau, noi mai stăm acolo până vin și oamenii ăștia după tine. Mai clipea acolo. Pe fațada Palatului Moscovis din Oradea se află sceptrul lui Mercur, zeul comerțului la... La romani. Greci, romani, tătari, evrei. Tu zici? La romani. Răspuns corect. Așa este și următorul județ este Arad. Foarte bună rundă pentru tine, Cornelia. Virgil, județ. Bistrița Năsăud. Așa vrei tu, mergând spre Arad? Selaj. Selaj, parcă sună mai ceva mai prietenos. Am nu știu, poate vrei să mergi în Constanța, că nu știm. Din 1974, Podgoria Silvania produce prin refermentare naturală în sticlă renumitul vin de mure, fiert, pelin, spumant. Spumant? Final? De mure. De mure? Final? Da. Bine. Nu prea consumi, ha? Ba da, cu lumea, dar nu am întâlnit din Podgoria Silvania până acum. Probabil că spumant ar fi fost. Adevărul că vinul de mure, așa vin ca ăla de mure, rar am băut. Mai rar. Ce-ți veni cu vinul de mure, frate? Da. Vin spumant, da, refermentare naturală, drojdia naturală. Da, sigur. Și se refermentează, devine vin spumant, da. Se îngheață gâtul sticlei, o întreagă tehnologie acolo, foarte interesantă, da. Pentru reziduri, ca să scoată dopul de gheață cu reziduri, și la șampanie se folosește. Hai să vedem județul următor, Constantin. Județul Selaj. Selaj. Născut la Bocșa, profetul cu glasul de tunet în Revoluția de la 1848. Vorbim despre Ioan Petru Culianu, Alexandru Averescu, Simeon Bărnuțiu sau Vasile Goldiș. Glasul de tunet, profetul cu glasul de tunet. În Revoluția de la 1848, Simeon Bărnuțiu, răspuns corect și a trecut de Selaj. Cornelia? Bihor. Nu, dar iertați-mă, ați auzit-o pe Cornelia. Clipește tot înapoi acolo. Vrei să mergi. Ai plecat din Maramureș. Da, erai în Selaj, urmează să alegi Bihor, îmi zici Selaj. Acum din Bihor vreau să te duc în Arad, tu vrei Bihor. Da, clipit acolo înțeleagă, și om? Am crezut că e ce clipește. Ia să vedem întrebarea, draga mea. Bătrâneți. Să nu te mai răsfăța. În 1715, călugării minoriți au înființat prima școală din Arad cu predare în limba germană, sârbă, italiană, chineză. Germană. Germană. Final? Da. Ai câștigat runda. Răspuns corect! Bravo!
Uite că aplaudă și Constantin. Bine, nu se... De asta aplauz, că ești mai bine decât Virgil deocamdată. Deocamdată. Virgile? Da. Județ. Trebuie să ajungi în Arad, îți reamintesc că se pare că e nevoie. Păi, Sălajul a fost Bihor. Cum crezi tu că altul care știe cu harta? Sălajul din nou. Sălajul nu ai cum din nou, pentru că e blocat în runda întâi, județul cu răspuns greșit se blochează și apoi trebuie să o luăm prin alte județe pe care le vedem, că îți atrage și atenția. Pe Cluj, sigur. Grafica, știi? Cluj. Ok. Din 1913, cinematografia din Cluj este legată de o celebră casă de producție franceză. Pate, Gallimard, TF1, Lafarge. Am să încerc o variantă ajutătoare. Adică să întrebăm pe cineva în momentul ăsta. Da, pe un prieten, Andrei. Îl sunăm pe Andrei să vedem ce face el la momentul ăsta. Alo? Salut, domnule, Virgil Ianțu de la Câștigă România sunt. Salut! Ce faci? Sincer, eram într-un meeting, dar nu e nicio problemă. Scuze, nu te țin mult. Te țin preț de o întrebare, 4 variante de răspuns și 10 secunde în plus pentru răspunsul tău. Ne aflăm în județul Cluj. Fii atent la întrebare. Din 1913, cinematografia din Cluj este legată de o celebră casă de producție franceză. Cele 4 variante sunt Pate, Gallimard, TF1 sau Lafarge. Aș merge pe Pate, sincer, parcă... El a zis, fiind un tip sincer, că parcă ar merge pe... parcă pe Pate. Da. Hai să mergem parcă pe Pate, să vedem ce sunt. Deci final? Aleg... Da. Bine. Mie din când în când mi se face poftă apropo de Pate, știi? Și în afară de doamna de la domenii de unde mai ai o pate de casă, dacă te duci la magazin, la de-astea mari, mă, nu mai e pateu bun, pate bun. Nu mai găsești. Nu știu ce-or fi pus, tot ce fac ei reclamă, dar nu mai are gust de pate. E așa, fad. Corect. Nu mai are niciun haz. Și erau alea cu capac, așa, erau bune înainte. Dar nu, da. Mai, nu mai sunt bune. Adică faceți ceva, fraților. Dar mai mie îmi convine că și așa. Pate răspuns corect și prietenul tău, Andrei, a câștigat 200 de lei. Uite, așa, și din meeting a mai câștigat 200 de lei. Pun pariu că din meeting ăla mai ies niște bănuți. Bun, hai să vedem ce face Constantin. E important acest moment pentru voi doi. Constantin, tu ce faci? Sunt profesor de geografie la un liceu din Găiești. Așa, deci lucrezi mult. La ce clase? 9-12. Și te înțelegi cu ei? Foarte bine. Ce, mă bucur? Foarte fain, mă bucur. Atâta timp cât există un respect reciproc. Exact, da. Despre asta. Empatie. Ce îți place să faci în rest? Să călătoresc foarte mult, să citesc. Bravo. Bun, acum, dăm în județ. Județul următor, Bihor. Județul următor este Bihor. Orologiul din turnul primăriei din Oradea cântă la ore fixe. Ce? Marșul lui Iancu. Hora Unirii, imnul național, o horă ardelenească sau Marșul lui Iancu? Varianta pe care o aleg, Marșul lui Iancu. Am mai întrebat odată, cum face? De mare. Are și texte, ha? Orologiu. Nu are text, nu. Da. Răspuns dar corect, Marșul lui Iancu. Orologiul se află la cota cea mai înaltă a turnului, la aproximativ 50 de metri.
Ai ajuns în județul Bihor, unde vrei și tu, bănuiesc, Virgile, să mergi, sau... Categoric, da. Sau Alba. Mergem în Bihor? Mergem în Bihor. Bine. Se numește Peștera Vântului, datorită curenților care o străbat, și este cea mai uscată, mică, lungă sau populară? Uscată. Uscată, sigur? Da. Curenții trec prin ea pentru că este cea mai lungă de la noi. De asta. Cea mai lungă. Și va trebui să o iei prin Alba, dar hai să vedem dacă ajunge Constantin la destinație. Cam asta a fost. Am înțeles. Județul Arad. Județul Arad, așa numitul litoral al vestului, se află pe locul unei foste balastiere și este lacul de smarald, lacul sărat, lacul de ciment, lacul Ghioroc. Lacul Ghioroc. Sigur? Da. Ai ajuns la destinație. Felicitări! Mulțumesc. Suntem așa. Constantin împreună cu Cornelia merg mai departe. Virgil, tu o să mergi mai departe data viitoare când te întorci la Câștigă România. Dacă îți dorești să te întorci, că tot te-ai acomodat cu locul și cu atmosfera. 200 de lei în cazul în care, pentru că și prietenul tău a câștigat 200, de ce să nu pleci și tu cu 200? Folosim întrebarea Câștigă România. Munți în Carpații Meridionali cu cea mai mare altitudine pe vârful lui Pătru, la 2130 de metri. De aici se pot admira lacul și mănăstirea Oașa, Șureanu, Rodnei, Măcinului sau Bucegi. Bucegi. Ai citit bine întrebarea? V-am ascultat. S-o repet, ca să ai toate variantele. Vă rog. Munți în Carpații Meridionali cu cea mai mare altitudine pe vârful lui Pătru, la 2130 de metri. De aici se pot admira lacul și mănăstirea Oașa. Și avem Șureanu, Rodnei, Măcinului sau Bucegi. Merg pe Șureanu. Ăsta este răspunsul corect. Într-adevăr, te-ai câștigat 200 de lei. Mulțumesc. Și te mai așteptăm. Și bineînțeles și istoria din zorii civilizației până în zilele noastre. Ciao. Mulțumesc, la revedere! A fost o experiență plăcută, inedită. Este prima oară când particip la o emisiune de gen. Domnul Ianțu este un prezentator model, aș putea spune. Mi-a făcut mare plăcere să-l întâlnesc în studio. Și vreau să revin, să arăt că pot mai mult. Mulțumesc! Adela se întoarce? Cum se numește filmul ăla? Sau Adela merge mai departe? Adela merge mai departe, așa și... Angela, mă, nu Adela, mă, cine mă încurcă aici? Angela merge mai departe, așa merge și Cornelia, tot mai departe, deși a vrut să meargă tot înapoi în prima rundă. A ajuns în a doua și tu, Constantin, felicitări. O să ai de tras în runda a doua, care începe chiar acum. Ia să vedem noi cine începe runda. Cornelia. Ceva, și te uiți după toate județele cum fug așa și vrei să le prinzi? Dar nu județ. Arad. Poftim? Arad. Arad. De acolo plecăm. Și mergem în județul... Galați. Ați văzut? Am văzut la știri. I-au pus un chip unei maimuțici în creier și făcea niște... se juca pe un calculator numai cu puterea gândului. Mișca chestiile pe calculator. Vezi? Aia la rapel mi-l bagă. No. Prima întrebare din Arad. Denumirea Cultura Periam Pecica are legătură cu acest domeniu. Arheologie, agricultură, etnografie, bacteriologie. Arheologie.
Poftiți? Arheologie. Așa este răspuns corect, Cornelia, bravo, cultură din epoca bronzului. Foarte multe vestigii în zonă. Județul următor? Hunedoara. Mergem prin Hunedoara. Cum zici tu? Cum zici tu? Nu mă bag. Constantin pleacă din Galați. Apreciat economist și om politic al secolului trecut, născut la Galați. Virgil a plecat. Popescu, Carianopol, Isărescu, Magiaru. Este vorba de Virgil Magiaru. Așa este. Felicitări, domn profesor. Mulțumesc. Județul următor. Bacău. Județul Bacău. Nu suntem învecinați cu Bacăul, după cum se vede. Da, da, da. Județul Vrancea. Vrancea. Hunedoara este județul tău. Valoroase exponate din aur nativ sunt expuse la Muzeul Aurului din Roșia Montană, Arieșeni, Brad, Orăștie. Cornelia? A, eu trebuie să răspund. Doamne, Poiana, Orăștie, zic. Nu te grăbi. Suntem în Hunedoara. Așa. Suntem la Câștigă România, da? Asta ai reținut. Bun. Și trebuie să dăm un răspuns la întrebarea. Valoroase exponate din aur nativ sunt expuse la Muzeul Aurului din... Tu ce ai zice? Am zis Roșia Montană. Roșia Montană, Arieșeni, Brad sau Orăștie. Tu zici... Roșia Montană. Bine. Doar că Roșia Montană e în Alba. Da. Știi? Da. Asta e singura problemă. Că în rest eu aș fi zis Roșia Montană și mergeam mai departe fără să observe Constantin. Bine. Adică nu Aurul bine. Brad. Au și echipă, nu? N-ai auzit Aurul Brad. Da, da, da. Ne ducem la Constantin. Păstorii din balada Miorița i-au pus gând rău celui mai ortoman dintre ei. Baciul moldovean, vrâncean, ungurean sau oltean. I-au pus gând rău baciului moldovean. De ce? Că era cam... Mai ortoman. Mai ortoman, adică mai bogat. Și aveau oi mai multe. Mai bogat. Așa este răspuns corect. E un caz unic la noi în popor. Județul următor? Covasna. Covasna. Cornelia, ai folosit varianta ajutătoare scoate-mă din județ astăzi? Nu, n-am folosit-o. Vrei să o folosești acum? Da. Hai să încercăm. Cărei trupe îi aparține hitul We Are The Champions? Metallica, Queen, Mandinga, Holograph. Queen. Queen. Și de ce te încrezi așa? Am crezut că nu se aude bine, că n-am pronunțat. Nu mi-am auzit glasul. Queen, răspuns corect și a ieșit din județul Hunedoara. Județul următor, prin care vrei să mergi spre Galați, te rog să-mi spui. Spre Galați... Alba. Alba, ok, suntem în Covasna. Constantin. Printre speciile rare de la rezervația Mestecăniș se află și broasca, țestoasă, ninja, portocalie, albastră. Specii rare în rezervația Mestecăniș. Specie rară. Nioarca sau broasca? Țestoasă, ninja, portocalie sau albastră? Aș merge pe varianta... portocalie. De ce? Nu știu de ce, dar... Țestoasele nu sunt în zona montană, iar Covasna se suprapune în general zonei montane. Ninja nu este cazul, între portocalie și albastră. Și răspunsul tău final este... Albastră. Nu, rămân pe prima variantă, portocalie.
Răspuns final. Bine, ok, răspuns final, portocalie. Tu ce-ai fi spus, Cornelia, care e mai ciudat așa? Mai ciudat? Care pare mai rar așa? Țestoasa, dacă... Dar nu prea sunt țestoase în lume. Da, e specie rară, țestoasa. E rară. Nu mai văd în Iore. Când ai fost ultima oară în parcul Iore? Să ești ce rare. Acum câteva zile. A, da? Da. Sar pe tine aproape. Hai să fie portocalie dacă... Păi nu, că nu e întrebarea pentru tine, stai că e a lui. Da, da. Eu aș fi spus albastră, dintre toate o broască albastră mai ciudat. Păi e cea mai ciudată, mai maro, galbenă, portocalie, o mai vezi, dar albastră. Da. Ca și când ai vedea un câine albastră, zice că e normal. Bine, la cum sunt vopsiți bieții și căței și stăpânele. Așa, județul... Alba. Alexandru Borza, alături de Emil Racoviță, a înființat primul parc național românesc. Cismigiu, Retezat, Călimani, Trivale. Vă rog să vă concentrați și să mergem înainte, că stăm aici de... Primul parc național românesc. Suntem în Alba. Retezat. De ce nu e Trivale? În Vâlcea. Care e răspunsul tău final? Retezat. Răspuns corect, Retezat. Și ne ducem... Mureș. În județul Mureș. Bun. Covasna este județul tău din care vrei să ieși cum? Ai folosit varianta scoate-mă din nu, județ? Nu, voi apela la varianta scoate-mă din județ. Bine, apelează și tu ca să știm o treabă. Varianta întreabă un prieten, ai folosit-o? Nu. Nici tu? Nici tu. Nu, încă. Bine. Întrebarea zice așa. Ce oraș se află în delta Dunării? Dintre Calafat, Alexandria, Sulina, Corabia. Sulina, răspuns corect și mergi în județul... În județul Harghita. L-am blocat. Ne ducem în Mureș. Cornelia. În lacul Ursula, adâncimea de aproximativ 2 metri, apa poate atinge temperatura de 100 de grade, 50-60 de grade, 85 sau 250 de grade. Pe la 2 metri, așa, cam... De grade. Și mai tare un pic? 50-60 de grade. Dar n-am zis mai supărată, mai tare. 50-60 de grade. Bravo, foarte bine, răspuns corect. 50-60 de grade. Păi ar fi fost mult prea, da, corect. Mulți. Mult prea fierbinte. Și te duci în județul... Harghita. Ei, Harghita e a lui, nu se mai e poate. Lui. Avem atunci așa. Stai. Ai Brașov, Sibiu. Mă rog, la cum te-ai mișcat în prima rundă, te-ai duce spre Sibiu. Ai și zis, nu? Am zis Brașov. Bun, Brașov sau Suceava, cum vrei. Pe aici, prin sud. Bine, ok. Prin centru. Ne ducem în Harghita. Suceava nu aveai cum că îl blocai pe el. Pasul Bucin face legătura între localitățile Praid și Gheorgheni. În ce munți se află? Ciucaș, Nemira, Gurghiu, Rarău. În munții Nemira. Nemira? Da. Final? Final. Greșit. Gurghiu. Ne întoarcem în Brașov. M-aș grăbi, Cornelia. Da, aștept. O veche biserică fortificată împrejmuită de o cetate țărănească se află la Sinaia, Prejmer, Bran, Horezu. Prejmer.
prejmer. Când ești sigură pe tine, dai umeri în spate așa. Așa va. Nu știu dacă sunt răspuns sigură. Corect! Așa este! Sirica a fost construită în secolul XIII de cavalerii teutoni. Da. Buzău. Cetatea țărănească 200 de ani mai târziu. Aleg Buzău. Alegi Buzăul și ne întoarcem în Harghita. Hai să scăpăm de acolo, Constantin. Parc național ce se întinde și pe teritoriul acestui județ. Vânători Neamț, Retezat, Bârgău, Călimani. Parc național. Este vorba de Parcul Național Călimani. Corect, Călimani. Bine, domnule. După asta ce facem? Mergem prin Suceava. Mergem prin Suceava. Da, interesant. Hai să vedem ce faci tu în Buzău. În județ se află acest număr de municipii. 2, 7, 4 sau niciunul? În județul Buzău. 2. Te mai gândești? Râmnicu Suras și Buzău. Te mai gândești sau e răspuns final? Asta e răspuns final. 2, răspuns corect. Buzău și Râmnicu Sărat, într-adevăr. Județul următor. Brăila. Brăila. Tot în Suceava, tot în Suceava. Hai să vedem. Invitație făcută de Ștefania Rareș. Hai la joc. Hai la joc, flăcăi și fete. Cu toc cui și vânt în plete. Sau cu tobe și castaniete. Sau cu mici buni și cu cotlete. Frumos. Sau cu cojoace și ciubote. Da, frumoasă întrebare. Cunoști această lucrare? Da. Cum sună? Hai la joc, flăcăi și fete, cu cojoace și ciubote. Stai, mă, asta e varianta pe care o alegi. O blocăm? Da. Bine. O blocăm. Da, știi melodia? Nu. Tu știi melodia? Bine. Atunci, poate o notă, două. Dacă ai zice tu două note, ca o strigătură, nu că nu știu nici eu. Ca o strigătură, fă-o. Dar ia-le pe rând, că sună frumos toate. Să vedem totuși, poate cine știe. Hai la joc, flăcăi și fete. Mai sus și mai tare. Nu mă ajută vocea. Hai să vedem, că spun eu dacă te ajută. Hai la joc, flăcăi și fete. Cu tocui și vânt în plete. Nu e rău. Mie asta, următoarea îmi place. Te rog. Hai la joc, flăcăi și fete, cu tobe și castaniete. Asta e faină, cu castanietele. Bun. Și următoarea pentru poporul nostru? Cu cojoace și ciubote. Nu, dragă, următoarea, că n-am auzit-o pe următoarea. Hai la joc, flăcăi și fete. Stai, mă, ascultă-o tu pe Cornelia. Ia. Varianta numărul 3. Păi nu știu să... Păi tot așa, strigată. Hai la joc, flăcăi și fete, cu mici buni și cu cotlete. Poftă mare, dragă. Și vouă la fel. Cojoace și ciubot, răspuns corect. Așa este, Constantine. Doar că nu te văd bine. Dă-mi un județ. Bistrița-Năsăud. Acum mă uit, da, cam tot aia. S-a mișcat foarte bine Cornelia, care îmi dă un răspuns din Brăila acum. După 1926, rolul portului Brăila în exportul și importul țării decade prin dezvoltarea portului Istanbul, aeroportului, portului Moldova Veche sau portului Constanța. Răspuns final, portului Constanța. Bine, Coștiș, pe asta răspuns corect, portului Constanța și... Am copilul din Constanța. În Bistrița-Năsăud încercăm încă o întrebare, orice pas înainte, știi cum e, doar că invers. Acest vârf muntos din munții Rodnei depășește înălțimea de 2200 de metri. Muntele Ascuțit, Ineu, Oboarele, Olimp. Suntem în Bistrița-Năsăud, vârf muntos din munții Rodnei. Depășește 2200 de metri și vorbim despre? Știu că altitudinea maximă este în vârful Pietrosul Rodnei, dar... Uh,
Aș merge pe varianta Ineu. Este răspunsul corect. 2279 de metri. Iar județul următor este... Cluj. Cluj. Cornelia, e rândul tău să câștigi a doua ediție de Câștigă România. În cartea Hortensiei Papadat Bengescu, în prim plan, sunt fecioarele despletite, sfinte, sioase, în fața oglinzii. Fecioarele despletite. Vă rog frumos să o verificați de căști și de microfoane pe Cornelia. Asta a fost N-am răs. Alte microfoane. Ia, uite-te încolo. Uite-te încolo un pic. Dreapta e ok. Uite-te și în partea. Stânga e ok. Ceva nu e în regulă. Da, nasul meu. Am vrut să fac operație estetică. Nu, era vorba că voiam să văd totuși ai o cască în urechi, că prea ai răspuns corect la toate întrebările, inclusiv la cea care te face câștigătoarea a două ediții. Felicitări, Cornelia! Frumos! Și să pierzi în fața Corneliei, pentru că este o concurentă foarte așa bună, ești și foarte drăguță, că nici nu prea-ți vine, știi, să te duci așa, două, să... Da. Domnule, și tu ești bine așteptat aici, dacă vrei să te întorci. Mulțumesc. Constantin, întrebare, 400 de lei și după aia vedem următorul cadou care va fi. Întrebarea câștigă România. Peșteră din județul Gorj, în care puteți observa cuptorul dacic și tronul lui Zamolxe. Altamira, urșilor, Polovragi sau la Adam? Este vorba de peștera Polovragi. Așa este, ai câștigat 400 de lei și istoria din zorii civilizației până în zilele noastre. Mulțumesc! Ceau! A fost o ediție destul de interesantă, zic eu. Au fost întrebări la care nu mă așteptam, m-am grăbit. Evident că nu aș mai repeta această greșeală dacă aș fi din nou sau dacă aș derula puțin timpul. Oricum, o să mai revin, o să mai particip la preselecții și cu siguranță va fi mai bine. Cornelia, încă o dată felicitări. Mulțumesc. Și aș vrea să te întreb, există un lucru pe care nu l-ai făcut până acum, dar ți-ai dori mult să-l faci? Vreau să ajung în Tasmania. Ajung să călătoresc în Tasmania. Și în Amazonia. Foarte frumos. M-am înscris într-un grup care pleca în Amazonia, dar nu m-a lăsat soțul. Nu te-a lăsat soțul? Da. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte, dar cred că și acum se gândește la asta. Pe lumea cealaltă. Unde e lumea lui, da. Așa a fost. Asta mi-am dorit. Dar acum de ce nu te duci? Păi... Acum stai după ce s-au mai relaxat lucrurile. Mai am niște nepoței pe care din când în când, dacă e cazul, și mă mai cheamă cu copiii mei să țau cu ei. Mm-hmm. Deci foarte nu frumos. Mă pot desprinde chiar și alt lucru? Nu știu. Să zbor cu parașuta. La vârsta mea. Se zboară mai greu. Se poate să aș zbor putea. Cu... Au mai zburat și la 80 de ani. Alții. Da. Păi nu, e foarte frumos să faci asta. Dacă îți dorești, ar trebui să faci. Încerc. Să nu regreți după aia. Că, ce să regret? Nu regret nimic ce am făcut. Dezburat, eu am încercat cu parasailing-ul și este o senzație foarte frumoasă. Fiul meu, nora mea, au zburat cu genul ăsta de parasailing, nu știu așa, ce. Așa. Și... Mă rog, mai multe, dar aș vrea și eu să sar cu parașuta. Sincer. Poate sărim împreună odată. Cum? Ne ținem de mână și sărim amândoi. Da, nu ar trebui să fie și unul care se pricepe, că s-ar putea să ajungem deodată, dar... Ne învață, dacă e cazul. Da. Sunt oameni, da. Bine, glumim. Glumim, dar cred că momentul ăla, cel mai frumos Placerus. Moment este cel în care ești în avion și vezi hău în jos și urmează să sari. Ăla e cel mai fain. Ăla e, acolo ești tare. Când te lași, te arunci gol, ăsta în gol, știi, din avion. Dacă se poate fi și îmbrăcat. Îmi ții respirația și îmi dau drumul dacă e cazul. Exact. Da. Să începem. Să începem. Runda a treia la Câștigă România.
Sibiu. Îmi imaginam cum ajungem cu altă viteză decât cu care ne-am propus, știi? Dacă am fi fără instructor. Da. Da. Zi-mi în județ. Sibiu. 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 Mergem. Ai început din Brașov, parcă, da. Și acum din Sibiu. Dublăm suma? Nu știu. Încercăm. E cineva acolo sus care din știe. Din Sibiu. Acum. Zice că pleacă. Și dublăm suma. Hai să încercăm. Chiar încercăm. Acum. Încercăm. Landlerii sunt o populație germanică deportată pentru refuzul de a renunța la religia... protestantă. Corect, județ. Harghita. A, nu, Mureș. Mureș. Tot așa, cu atenție, jucărie din lemn, os sau metal cu vârf ascuțit care se rotește pe o suprafață plană. Prâsnel, prâslea, pridvor, pișichier. Prâsnel. Prâsnel. Titirez. Da. Județ. Harghita. Harghita. În portul tradițional al fetelor secuience, predomină culoarea gri, galbenă, roșie, fucsia. Galbenă, zic. Roșie! Și acum, să ne mișcăm. Roșie, rău, mai sus. Nu nimic. Județ, hai. Suceava. Hai că cred că mai trecem prin trei județe în două minute. Numit și buzduganul unei generații de către Eugen Simion. Buzduganul unei generații. Mihai Eminescu, Nikita Stănescu, Ion Minulescu, Nicolae Labiș. Nikita Stănescu. Nicolae Labiș. Buzdugan, el? Da. Județ. Bistrița Năsăud. Bistrița Năsăud. Ansamblul din centrul Bistriței, format din 13 clădiri construite în secolele 15-16. Sugălete, șirul lui Gauss, halele Carol, coloanele de bazalt. Șirul lui Gauss. Sugălete, județ. O, sugălete. Da. Am gândit la matematică. Județ. Brașov. Brașov. Rezervația naturală piscicolă de la Dumbrăvița este supranumită Delta din Carpați, Delta Dunării, Marea din Carpați, Paradisul Peștilor. Delta din Carpați. Corect, județ. Covasna. Covasna. Tunelul feroviar Teliu. Sau Teliu, cel mai lung din țară, leagă întorsura Buzăului de Barault, Bacău, Miercurea Ciuc sau Brașov. Barault. Brașov. E cel mai lung. Hai repede un județ ca să mai prindem o întrebare. Argeș. Prahova. Prahova, bun. Și întrebarea sună așa. Reper al muzicii corale românești, corul Madrigal, a fost înființat în anul 1963 de... Marin Constantin. Răspuns corect! Bravo! Hai că parcă am recuperat puțin, o rundă foarte mai frumoasă. Merge un... o întrebare? Nu mai merge. Nu mai merge. Dacă vrei merge, dar așa, între noi, știi? Între noi, bine. Ce? Da, după parașută ce ar urma? Nu, gata, acum, Dumnezeu ce-o vrea. Păi aia cu parașuta, da, Dumnezeu ce-o vrea, cam așa e. Doresc să deschide sau nu se deschide. Copiii și nepoții să fie sănătoși. Așa să fim. Fie. Acum, facem un calcul simplu. Ai intrat în runda a treia cu 1200 de lei. Ai răspuns la 4 întrebări corect, la 4, ba. Deci suntem pe 0, 1200 plus 3000, 4200 în doar două ediții. Pregătește-te cu runda a treia mai bine pentru data viitoare când ne reîntâlnim cu Cornelia Popescu. Dragilor, a fost din nou o ediție foarte frumoasă, ne-am și distrat, am și învățat foarte multe lucruri despre țara asta minunată și despre oamenii ei mari. Vă așteptăm data viitoare, tot la Câștigă România, tot de la 8 seara. Până atunci, puneți mâna pe carte, că nu-l zică. Ceau, seară frumoasă!
la Câștigă România. Giurgiu Băi. Îi zice Giurgiu Băi nu ca este... un mod de adresare. Giurgiu Băi. Gugu. De ce faci așa? Ca așa se numește. Gugu. Ca așa se numește. Gugu. Ca așa se numește. Hai acasă, hai cu mine. Aoleu, ce mă... să vă fac top de el. Azur. Azur. Hai mă, ce n-ai mă. Câștigi tu, Câștigă România. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica.